Casa Județeană de Pensii Maramureș a anunțat că a fost alocată o nouă serie de bilete de tratament balnear, a 15-a, cu începere din data de 28 respectiv 29 septembrie, în funcție de stațiune. Pentru această serie, județului Maramureși au fost repartizate 343 de bilete, din care mai sunt disponibile câte 10 la Călimănești, Felix, 1 Mai, Bizușa și Buziaș, câte 6 la Moneasa, Căciulata, Eforie Nord, Joagiu și Covazna și câte 4 la Neptun și Olănești. De asemenea, mai sunt disponibile câte două bilete la Călimănești, Vatra Dornei, Eforie Sud, Tușnad și Saturn. Repartiția poate fi consultată la sediul instituției și pe site-ul casei, la secțiunea comunicări. Astăzi s-a împlinit un an de la înființarea punctului de operare aeromedical Jibou, creat pentru a optimiza și crește gradul de intervenție în situații de urgență în regiunea de nord a țării. Acesta deservește cu elicopterul Zmurt, județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor și o parte din Bistrița Năsăud. Un an în care au fost salvate peste 400 de persoane victime ale accidentelor grave sau pacienți ce au necesitat a fi transferați în alte unități spitalicești din țară. În acest prim an de activitate au fost executate peste 500 de misiuni. Este de reținut intervenția de căutare-salvare din Munții Maramureșului din octombrie 2019, care a fost efectuată cu numai 20 de minute înainte de lăsarea întunericului. Locul unde se afla victima căzută într-o propastie a fost identificat rapid cu ajutorul STS, iar echipa medicală cu sprijinul Salvamont a reușit să evacueze victima, o persoană din Cehia.